Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă prezint secretul victorilor celor mai mari cuceritori ai lumii. Alexandru Macedon și Gingis Khan. Alexandru Macedon, sau Alexandru cel Mare, născut la 20 iulie 356 înainte de Hristos, decedat la 10 iunie 323 înainte de Hristos, cum vă spuneam, cunoscut și sub numele de Alexandru Macedon, Alexandru al III-lea al Macedoniei sau Alexandros III Filipu Macedonon, rege al Macedoniei. A fost unul dintre primii mari strategi și conducători militari din istorie. Cuceririle sale spectaculoase i-au făcut pe macedoneni stăpâni ai Orientului apropiat. La moartea sa, la vârsta de 32 de ani, Alexandru era stăpânul celui mai mare imperiu cucerit vreodată. Alexandru cel Mare a contribuit substanțial la răspândirea civilizației elenistice în întreaga lume. Fiul regelui Filip al II-lea al Macedoniei și al reginei Olimpia s-a născut în anul 356 înainte de Hristos, chiar în aceeași noapte când templul lui Artemis din Efes a fost incendiat. Tatăl său i-a oferit fiului, de-a lungul copilăriei, o educație spartană, fiind foarte sever. Se spune că l-a aruncat în mijlocul unui grup de lei. Zilnic, Alexandru s-a antrenat din greu să lupte și să comande soldați, îndeplinit îndatoriri militare stricte. Datorită acestui mod de viață, a deprins tradițiile militare, dezvoltându-și o constituție robustă. Mama lui Alexandru, Olimpia, nu era de origine macedoneană, ci era grecoaică din Epir. După istorice, a fost o femeie aprigă, extrem de neconvențională, cu ambiții dinastice foarte puternice și cu interese oculte. Când Alexandru a împlinit 13 ani, tatăl său, regele Filip al II-lea al Macedoniei, a decis că Alexandru avea nevoie de o educație superioară pe lângă educația spartană și a căutat un tutore. Acesta a fost marele filozof al antichității, Aristotel, care s-a ocupat de educația tânărului Alexandru, dându-i acestuia vaste cunoștințe din domeniul filozofiei, astronomiei, matematicii, artei, biologiei, geografiei și politicii. Alexandru avea o constituție robustă, un trup fizic bine dezvoltat, avea părul lung și aten ajungând până la gât, un nas drept, o frunte proeminentă, bărbie scurtă, fără barbă și o privire intensă. Istoricul grec Arian l-a descris ca fiind un comandant puternic și frumos. Conform lui Plutarh, Alexandru a avut un temperament violent și impulsiv, a fost inteligent și avea un ritm alert de învățare. El a avut și o latură mai calmă, perceptivă, logică și calculată. A avut o mare dorință de cunoaștere, o dragoste pentru filozofie și a fost un cititor pasionat. Acest lucru a fost fără îndoială datorită tutelei lui Aristotel. Alexandru a fost erudit și pasionat atât de arte și științe. Cu toate acestea, el a avut un interes scăzut în sport sau jocuri olimpice, spre deosebire de tatăl său. El a avut o mare carismă și o forță de personalitate, caracteristici care l-au făcut un mare lider. În timpul ultimilor săi ani, mai ales după moartea lui Hephaeston, Alexandru a început să prezinte semne de megalomanie și paranoia. Mama sa, Olimpia, întotdeauna a insistat că el a fost fiul lui Zeus, confirmat de oracolul lui Amun de la Siva. El a început să se identifice ca fiul al lui Zeus, Amon. Alexandru Macedon era descris ca o persoană superstițioasă. De foarte multe ori seara organiza împreună cu generalii săi concursuri de rezistență la băut presărate cu partide de homosexualitate. Ascensiune la tronul Macedoniei. În anul 340 înainte de Hristos, regele Filip al II-lea îi ceru fiului său, pe atunci în vârstă de 16 ani, să-l însoțească la asediul din Perint, Perintus, azi Marmarele Gris, Turcia, pentru a-l învăța arta și problemele războiului ca și meseria de soldat. Apoi îl trimise în Macedonia, deținând funcția de regent. Alexandru are sarcina de a menține loialitatea poporului în aceste momente de cumpănă pentru rege. Înconjurat de consilieri experimentați, pe cum Antipater, învață modul de funcționare a statului și se pregătește pentru a conduce o națiune. Tânărul regent primește mai întâi la Pela, în Macedonia, o solia perșilor care doreau să rezolve în mod pacifist problema coloniilor grecești din Perint și Bizantion. Când moezii, triburi de traci ce trăiau în valea superioară a râului Strimon, a Struma, pe teritoriul actual al Bulgariei, se revoltă, Alexandru decide să pornească într-o expediție de pedepsire a răzvrătiților. Aceasta a luat sfârșit în anul 339 înainte de Hristos prin cucerirea și distrugerea principalului oraș al moezilor, prin vinderea ca sclave a conducătorilor barbari și prin instalarea unei garnizoane într-un post colonial numit Alexandria sau Alexandropolis, undeva între orașele
Strache Dimitrov și Sofia din Bulgaria de azi. Această expediție l-a transformat pe tânărul regent într-un războinic experimentat și un idol pentru oamenii săi. Puțin mai târziu, Alexandru întâlnește pe tatăl său în nord pentru a-l escorta la revenirea din Sciția. Pe drumul de întoarcere, traversând ținuturile moezilor, coloana macedoneană cade într-o ambuscadă pusă la cale de clanurile nesupuse, iar calul lui Filip al II-lea piere răpus de o lance care îl va răni și pe rege. Alexandru sare în ajutorul tatălui său și îl salvează. Întoarcerea la Pela e triumfală. Alexandru reprezintă acum noua speranță a poporului. În anul 338, înainte de Hristos, Alexandru ia parte la bătălia de la Cheronea, în care regele Filip al II-lea a învins alianța dintre Atena și Teba, instaurând astfel hegemonia regatului macedonean asupra întregii Grecii. Alexandru a comandat aripa stângă armatei macedonene, având un rol hotărător în victoria finală. În 337, înainte de Hristos, Filip s-a căsătorit cu o femeie nobilă, Cleopatra, nepoata generalului Attalus și care și-a schimbat numele în Euridice. Căsătoria a cauzat tensiuni mari între Filip, Olimpia și Alexandru. Olimpia a plecat în exil în Epir împreună cu fiul ei, Alexandru, la fratele ei, Alexandru I al Epirului. Filip, care îl renegase pe Alexandru ca fiu și moștenitor, l-a numit în schimb moștenitor pe fiul lui Euridice, căruia i-a pus numele primului rege al Macedoniei, Caranus. În anul 336, înainte de Hristos, Filip a declarat război Imperiului Persan și a trimis o armată în Asia Mică. A cimentat legăturile sale cu Alexandru I al Epirului, oferindu-i mâna fiicei lui Cleopatra, fapt care a condus la izolarea soției sale, Olimpia, care nu a mai putut conta pe sprijinul fratelui ei. Dar în același an, când Alexandru se întorsese din exil, Filip al II-lea a fost asasinat la Ege, într-un amfiteatru, de către Pausanias, căpitanul gărzii sale. Alexandru a fost proclamat rege al Macedoniei de către armata macedoneană și principalii nobili macedoneni. În acel moment avea vârsta de numai 20 de ani. Se zvonește că asasinarea lui Filip a fost planificată de soția sa, Olimpia, care avea interesul ca fiul ei, Alexandru, să fie încoronat rege. Olimpia a ordonat mai târziu uciderea lui Euridice și a fiului ei nelegitim, născut după căsătoria lui Filip, în scopul de a asigura poziția lui Alexandru ca rege al Macedoniei. După uciderea celor doi copii ai săi, Caranus și Europa, Euridice a fost forțată de Olimpia să se sinucidă, iar Attalus a fost executat. Cucerit, Alexandru și-a ucis mai întâi oponenții cu ajutorul forțelor armate și fiind susținut de nobili. După ce a înnăbușit revolta din Macedonia, a pornit în Tracia, cea mai nordică regiune a regatului macedonean, și a recucerit Tracia și s-a îndreptat spre Teba, distrugând complet orașul. În timpul iernii 334-333 înainte de Hristos, Alexandru a cucerit cetățile Licia, Pamfilia și Pisidia, în sudul Asiei Mici. Bătălia de la Isos a avut mai multe puncte decisive. Alexandru, cu armată experimentată și compactă, a întâlnit o armată dezorganizată formată din soldați din mai multe țări. Apoi regele atacă și cucerește Gaza, fiind rănit de două ori. În anul 332, înainte de Hristos, Alexandru cel Mare a cucerit orașul Ierusalim fără lupte și a permis evreilor să-și continue cultul și ritualul religios. Ocupând Memphisul, Alexandru e întâmpinat ca un eliberator de către egipteni, fiindcă perșii nu erau iubiți în această parte a lumii. Dorind să răspândească elenismul, pe Valea Nilului, tânărul rege întemeiază în vestul deltei orașul Alexandria, primul cu acest nume ce avea să devină noua capitală a Egiptului destinată unui viitor înfloritor. Bătălia de la Gaugamela. Lupta a avut loc la data de 2 octombrie 331 înainte de Hristos. Alexandru a condus în această bătălie o armată formată din soldați proveniți din regatul Macedoniei, aliații din Tracia și Liga Corintică, această forță având conform lui Arian 7.000 de călăreți și 40.000 de pedestrași. Conform lui Arian, armata lui Darius avea 40.000 de călăreți și 1.000.000 de pedestrași. Darius s-a așezat în centru împreună cu cea mai bună infanteria sa, care prin tradiție se aflau alături de regele persan. În jurul lui se aflau cavaleria din Caria, mercenari greci și garda de călăreți persană. Chiar în centru a plasat pedestrași perși, nemuritorii, cavaleria indiană și arcașii din Mardian. Armata macedoneană era împărțită în două părți, partea dreaptă a armatei aflându-se sub comanda directă a lui Alexandru,
iar partea stângă era condusă de către generalul Parmenion. Bătălia a început prin ordinul dat de Alexandru falangei de a ataca centrul liniei persane. Macedonenii au înaintat sub un unghi de 45 de grade, probabil pentru a ademeni cavaleria persană. Fiind amenințat direct, Darius părăsește câmpul de luptă, cauzând o derută totală în rândul oștenilor săi. Și-au pierdut viața peste 40.000 de perși, în timp ce numai câteva sute de macedoneni au căzut victime. Proclamându-se rege al Asiei, e primit ca atare la Babilon și Suza. Totuși, Alexandru nu se va opri aici și va supune și Persia Orientală, Afganistanul, Turkestanul și Belucistanul de azi. Dar destul de greu după un război de aproape 3 ani, 330-328 înaintea erei noastre. Într-un climat toric și pe un teren dificil, Alexandru a avut de furcă și cu bandiții și beduinii care atacau frecvent armata. Rezistența perșilor nu încetează decât odată cu supunerea Sogdianei și a Bactrianei, unde Alexandru se căsătorește după ritualurile persane cu prințesa Roxana, fiica nobilului Oxiartes. Pentru a realiza o uniune adevărată între învingători și învinși, Alexandru a decis să construiască librării, biblioteci, școli răsfândind educația și cultura greacă de-a lungul Orientului. A început chiar să recruteze perși în armata macedoneană. Aceasta în timp ce el adopta obiceiurile și chiar vestimentația persană. Chiar dacă prin aceste acte a atras simpatia perșilor, el a atras și dușmănia propriilor săi generali macedoneni. Roxana l-a însoțit pe împărat în campania din India din anul 326 și a dăruit acestea un fiu postmortem denumit Alexandru al IV-lea Egus, după moartea împăratului în Babilon în anul 323 înainte de Hristos. Odată cu moartea lui Alexandru, Roxana a devenit victima intrigilor politice, fiind asasinată împreună cu fiul ei în anul 310 înainte de Hristos. Bătălia de la Hydaspes. Elefanții lui Porus îi îngrozesc pe greci. Alexandru își pierde prietenul cel mai de preț, calul său Bucifal. Până la urmă, macedonenii înfrâng pe indieni. În urma revoltelor și în condiții climatice nefaste pentru invazia regatului Magada, Alexandru s-a hotărât în cele din urmă să se întoarcă și să continue expansiunea imperiului său spre apus. La întoarcerea spre Babilon, Alexandru pierde 3/4 din ostași din cauza foametei și a căldurii deșertice. Odată ajuns și în Carmania, scapă de greutăți și călătoresc fără probleme până la Hermezia și mai departe către Persia. Alexandru cel Mare, rege al Macedoniei și conducătorul unui imperiu enorm care se întindea de la marginea Chinei până în Egipt și Europa, a murit pe 10 iunie 323 înainte de Hristos, la vârsta de 32 de ani, din cauza malariei, conform opiniei unora, sau a otrăvii, conform altora. Trupul neînsuplețit al regelui a fost așezat într-un sarcofag de aur, iar mai apoi într-o casetă mare, tot din aur. Genghis Khan Temujin, întemeietorul, a fost unul dintre cei mai mari cuceritori din toate timpurile. A cucerit o mare parte din Asia, punând temeliile Imperiului Mongol. El s-a născut în 1162 sau 1155 lângă munții Burkan Khaldun, în nordul Mongoliei moderne. Temujin aparținea tribului mongol, clanul Borjigin, mongolii sălbatici, fiind fiul cel mai mare al șefului de clan Yesugei Bahadur și strănepotul legendarului prinț mongol Kabul Khan, 1130-1150. Acesta din urmă începuse în 1131 unificarea triburilor mongole. Triburile mongole erau alcătuite din păstori, pescari și vânători nomazi din stepele asiatice. După moartea tatălui său, mama, împreună cu cei 4 copii, au trăit în sărăcie. Temujin era înalt, cu părul roșcat și cu ochi verzi. Era caracterizat ca fiind singuratic, necomunicativ și izolat. Temujin a crescut în climatul politic dur al Mongoliei, care a inclus războaie tribale, hoție, raiduri, creșterea corupției și a actelor de răzbunare continue efectuate între diferitele confederații. Mama lui Temujin, Holun, l-a învățat multe lecții despre climatul politic instabil din Mongolia, în special nevoia de alianțe. La 16 ani, Temujin s-a căsătorit cu Borte al tribului Ongirat pentru a cimenta alianța între triburile lor. La scurt timp după căsătorie, Borte a fost răpită de către tribul Merkit. Temujin a salvat-o cu ajutorul prietenului său și viitorul rival, Jamuka, și cu ajutorul protectorului său, Togrul Khan din tribul Kerait. Ea i-a dat naștere unui fiu, Joki, 1185-1226. În ciuda speculațiilor,
Borte ar fi singura lui împărăteasă, deși Temujin a urmat tradiția de a lua mai multe neveste. Borte a avut trei fii, Chagatai, 1187-1241, Ogjedai, 1189-1241 și Tolui, 1190-1232. Genghis Khan a avut de asemenea mulți alți copii cu soțiile sale, dar ei au fost excluși de la succesiune. Temujin era convins că supraviețuirea în stepele Asiei era posibilă numai prin unirea triburilor. Urmărește atingerea acestui deziderat prin și retenie, diplomație iscusită, prin care caută să câștige aliați și să-și elimine adversarii. Pentru Temujin, loialitatea și fraternitatea de prim rang era mai presus de toate. După uciderea lui Jamuka, Temujin devine unicul lider și primește în 1206 titlul de rege universal și etern. Printre popoarele care s-au supus noului mare Han Genghis figurau Merchiții, 1202, Cheraiții, 1203 și Naimani, 1204. Cucerir, asediul Beijingului. În anii 1207-1209 îi supune pe Tanguți, un stat alcătuit din uiguri, chinezi și tibetani, și întemeiază o bază militară lângă Marele Zid chinezesc, iar în 1211 oștile mongole cuceresc dinastia Jin. Un ultim obstacol pentru supunerea Chinei era Beijingul, un oraș împrejmuit de ziduri înalte de 12 metri și lungi de 30 de kilometri, cu 900 de turnuri de pază, ce cuprindea un oraș de mari palate, temple aurite și piețe abundente de mătase și condimente, în care locuiau 350.000 de oameni. Pentru o mare armată nomadă condusă de Genghis Khan, ce era obișnuit să lupte pe câmp deschis, orașul înconjurat de ziduri era de nepătruns. Prima tactică, au așteptat și și-au așezat tabăra, izolând orașul. I-au capturat pe inginerii chinezi, obligându-i să construiască catapulte, scuturi mobile și berbești de luptă. În timp ce mongolii jefuiau mărfurile și proviziile aduse de neguțătorii chinezi, locuitorii orașului au flămânzit, consumându-și cai și ulterior recurgând la canibalism. După luni de zile gata de atac, Genghis Khan a reușit cucerirea orașului. După carnajul de la Beijing, Genghis Khan și-a stabilit capitala la Karakorum, transformându-l într-un centru comercial și administrativ. A impus un cod de legi personale, a pus bazele unui sistem juridic, a preluat cunoștințele din știință, medicină și tehnologia chineză. A instituit un sistem de scris și un sistem monetar. A stabilit noi rute comerciale și a trimis ambasadori în Persia, înființând primele poștalioane, situate fiecare la 40 de kilometri. Tot el a instituit niște reguli draconice pentru siguranță. Orice crimă, nelegiuire, era pedepsită cu moartea, tăierea membrelor. A instituit și reguli foarte stricte pentru primirea străinilor călătorilor. Armata mongolă era organizată în sistemul decimal, trupele fiind împărțite în unități de 10 soldați care se controlau reciproc. Se practica o variantă a decimării. Dacă dezerta un oștean din cei 10, ceilalți 9 oșteni trebuiau să moară. După ce dădeau în primire, păr de la fiecare cal, oștenii depuneau jurământul de credință și supunere oarbă până la moarte față de Han. Din păr de cal se făcea stindardul negru, cunoscut și pe românește sub denumirea de tui. E și azi simbol național. E păstrat în custodia Ministerului Mongol al Apărării în Ulaanbaatar. Puterea și succesul trupelor mongole se explică prin disciplina severă, prin enorma mobilitate a trupelor, natura robustă a cailor și războinicilor, armele din dotare și prin tactica inteligentă de luptă a comandanților mongoli. Fiecare călăreț avea 2 sau 3 cai care îi dădeau posibilitatea schimbării cailor obosiți, oștenii oprindu-se pe un traseu numai pentru somn și hrană. Aceasta consta preponderent din carne uscată făcută pulbere, borți, păstrată în bășică de vită prinsă la șa. Mongolii erau antrenați de copii pentru a deveni călărești și arcași excelenți. Vânătoarea era îndeletnicirea de căpătâi ca antrenament în vederea războaielor. Arma principală era arcul, compus din 2 materiale diferite, lemn, tendoane sau metale, care asigura o elasticitate deosebită. Războinicii posedau mai multe arcuri, foloseau săgeți cu vârfuri metalice care puteau să străpungă zalele cu care era echipat inamicul. Prin folosirea în călăria scărilor puteau ținti din goana calului în direcția opusă fugii cu o precizie uimitoare, tehnică de altfel răspândită la mai toate triburile războinice ale stepei, încă de pe timpurile șciților și sarmaților.
Tactica folosită frecvent de mongoli era atacul rapid și scurt, urmat de o retragere amăgitoare menită să atragă inamicul în cursă ca să fie împresurat. Atât pentru azi, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!